Do you aliens? Do I what? Aliens. Oh my god. Do you aliens? When you say alien, do you what do you mean? Like outer space motherfuckers. Yeah, I would. You gotta for the story. Who wouldn't? Yeah. Kevin. Yeah. Apreciem foarte tare faptul că ai venit în România și apreciem că apreciem că nu ne-a ajutat cu nimic țara. Ai nu, a venit omul, apreciez atunci. Apreciază tu la numele poporului român. Niște ore de zbor și așa mai departe. Așa. Ca moment pe mine nu prea m-a atins. Nu prea, că de fapt mai deloc. Eu apreciez foarte tare, dar ca moment ce apreciez? Că a venit. Asta că a venit. Bă, a venit din America. Kevin, eu cred că tu o să ai o poveste mult mai amuzantă de spus în stand-up despre experiența ta în România. Da. Despre experiența ta, cum ai încercat să spui niște glume la un show din România. Umorul tău, nu e vorba de asta, bariera de limbaj, că știm engleză, mamă, știi cum? N-ai treabă. Rupem. Din punctul meu de vedere, glumele sunt slăbuțe, știi? Adică... Light. Mie nu mi s-au părut light, nu mi s-au părut, mie nu mi s-au părut light, nu mi s-au părut slăbuțe, mie mi s-au părut mie mi s-au părut interesante, mie mi se pare că el și-a pus cumva singur o barieră gândindu-se că contextual nu sunt potrivite și reperele nu sunt acelea și cultura noastră nu se seamănă deloc, cumva. Am fost și alți oameni. Suntem mult prea exotici pentru exotici? Da. Îți spun eu, ea spune treaba asta pentru că vrea viză de America. A fost politicos. Omul a fost politicos. S-a temut să nu jignească țara. E un semn de respect. Bă, mi-a plăcut dacă nu s-a înțeles. Asta a fost problema, cred. O să vedem un vot. Mie mi-ai plăcut, să știi. El a venit și se aștepta la puțin mai multă implicare din partea publicului și probabil la mai multă reacție. Dar s-a văzut. Nu că ne judecă, dar s-a văzut că e puțin... superior. Unde de cum am ajuns. Așa mi s-a părut. Mie îmi place cum gândești, o parte din ceea ce faci și scrii tu se regăsește în muzica mea. Eu încerc să duc demența, tâmpenia și cretinismul către absolut. Faptul că n-am râs înseamnă că am lucruri mult mai îngrozitoare decât tine în versurile mele. Crede-mă. Hai de bine. Îmi place ce faci. Ne duelăm. Nu, dar e real. Nu, eu nu-ți vorbesc cu respect. Eu îți vorbesc simplu. Okay. Thanks, man. Kevin, are you ready? Hit me. Urmează să vedem voturile în 3, 2, 1, hai! Bă, fix stand-up comedianții, mă, dar două... Nu le-a plăcut, frate, nu le-a plăcut, nu știu. Ah, dar nu poți, mă, chiar așa. Bravo, Catalin! Thank you! Puteau fi 3 like-uri din punctul meu de vedere. Meritai mai mult, să știi! Da, dreptate de Lia, dreptate de Lia, sunt de acord. S-au găsit ei paznicii. Paznicii comedie. Asta nu e ăsta. Ne văzut și astea așa. Astea copiate toate gesturile astea de la alți comedia. Lasă că asta apuntăm, că e copiat. Nu e, mă, nu e. Eu cred că pretențiile lor cresc în momentul în care vine unul pe stand-up. Sau vine unul care pare de meserie. Deci fii atent ce a făcut ea. Ea a făcut așa. Au venit americanii la noi să nu părem niște țărani de la sat. Da, mie mi-a plăcut tot. Mi-a trăit mic, a stat de senat. Uite ce a făcut. Nu o să mă bag, dar nu poți să dai like la multe alte... Și acum să-i dai dislike. A fost rău? Ascultă-mă, v-ați paraglidit, v-ați delete la cap, mai știi ce e bine și ce nu e. Era de 3 like-uri. Era de 3 like-uri. Era de 3 like-uri. Ne de politică e corect, nebunule. Băi, sunteți voi impresionați, mă, că a venit omul la New York. Nu, că au mai venit și alții. Ce a serut magneții. Știi ceva? Voi aveți dreptate, că noi nu suntem jurați, frate. Voi aveți poziția. Dar sunt despre subiectiv, frate, înțelegeți? Nu ne pugăm. Vă voi impresiona că ce să mă dați ecouri de la New York. Ce trebuie să știți voi de băiatul ăsta? A venit pentru prima dată în România și a plătit el avionul singur doar ca să vină la iPhone. Îți spun eu de ce a făcut toată treaba asta. De ce cred eu că a făcut toată treaba asta? Să-și plătească biletul, să vină prima oară în România, să vină la iPhone. E o chestie a comedianților să te adune experiențe cât mai ciudate ca să poți să-ți faci numere de stand-up după aia. Eu așa cred. So a comedian from Barcelona who had done the show told me she had been here and I thought, oh, how fun if I, in America, told people my TV credit is Romanian television, something that they've never heard of. I thought that'd be kind of funny. Sunt sigur că își va face un număr despre toată experiența lui aici.